Și când s-au dus 1, 2, 3, când a rămas, era un motoguț în față care era... A zis... Căca! Și când am luat frâna de mână așa, și m-am dus... Mă duceam cu roata din față, deci motoreta era așa, mă duceam cu roata și la ajungeam. Deci, tot mai repede ca el mergeam. Și deci, l-am atins, cred că, milimetru. L-am... Cauciugă. Bam, și a plecat, înțelegi? Dar eu m-am dus în arătură, adică acolo am pierdut cursa. Oricum aia cu care era tu erau în faza. Da, am ieșit în decor, da, și s-a terminat. Da, n-am mai putut, adică era... Ultima sal, ne făcea, îl făceam și pe el praf. Și pe el făceam, o făceam și eu, dacă... Așa am luat, am lăsat-o și s-a dus pe arătură, aia e, s-a pierdut, sănătate. Ca lume. Ca lumea tare de tot. Dar așa să mă lovesc cu altul... Ce motore de aveai? Cu R6-ul ăsta din poza aia. R6-ul ăsta din poza aia. Că aveai și de aia, erai în clasă bună, erai... Era o de-asta... amicală, dar care erau și buni și... și chiftele, adică praful după tobă, care aia nu se calificau normal dacă era într-o cursă normală, aia n-aveau timp. Din campionat nu intrau în campionat. Nu intrau, da? Dar pentru că era amical, am zis. Și dacă era, aia, era un pluton de vreo 7 care mergeam tare, am dus, adică ne duceam tare. În a doua tură de unde, dar nu... Nu-ți trece pe-n cap că îl găsești pe ultimul în a doua tură. Că dacă îl găsești pe unul care a avut un accident, a căzut, s-a ridicat, tot are un ritm. După ce intră, are un ritm, da? Ăsta n-avea ritm, ăsta era livadă, da? Era un livadă, florile, fluturii, erau... Ce să cauți acolo? Și uite cum te nenorocești. Dar nu-ți trebuie așa. Și repară Sorina Checare de curse la 6. Na, n-am dat-o jos. A, te-ai rămas pe ea? Pe ea și doar că am ieșit în... Da. M-am dus mult, n-am dat-o pe jos atunci. A, e bine. Deloc. E bine măcar că nu ți-ai stricat motorul. Da, nu, n-am dat-o pe jos deloc atunci. Doar când am aterizat pe spate și m-am dus la drag. Dar n-am mai putut să ies de acolo. Mm-hmm. Era și nisip și nu puteai să ieși foarte... Doar în anumite curbe ieșe. Am salvat-o acolo. Dar a fost și alte des când n-am salvat. Și era praf. Cum ar veni? Au fost și de alea când am spus, s-a dus. Pa, pa! Sănătate înapuminte. Sănătate! Salutare! Asta este bicicleta lui Sorin Ache. Echipată cu sistem performant de semnalizări. Conferă siguranță în trafic. Corect. Și în plus ajută în spațiile aglomerate atunci când sunt pietoni să îi anunț cu prezența ta. Acustic. Pe față este echipa cu o suspensie foarte conformată. R Santur. Cred că ai un frână în spate care va crește. Nu știe, dar băi! A fost ambele frâne, ca să fim sigur. E pe frâne, ca să fie sigur, îți dai seama. El are motocicletă de frâne. Lasă-mă să facă review. Ce zic, că nu poți, că te enervezi, nu poți să spui. La bicicletă se timpe frâne. Cum? La bicicletă se timpe frâne. Cum? Fața ei este. Fața ei l-a apăsat pe aia care era din partea aia. Da, o ține și pe asta. Așa, da, bun, hai continui. Da, trecem peste detalii. Da. Frâne performante, am zis? Da? Da. De la ce? Adică marci astea, de să știu... Marca de Carlone. Atât? Nu e... Dai 2 milioane. Hmm? Dai tu 2 milioane. De ce? De primire, primire. A, te lasă iau bani? Stai, bă, la review nu se ia bani. Fă un review complet, ca lumea. Câte viteze are? Câte foi pe față, câte pe spate? Ce rapoarte are? 3x7, 28 de viteze. Așa, ce rapoarte ai? În a treia. De unde să știu rapoarte? Bă, ce să iei? 3x3 bani, pe ce? Vine pregătit la vedere, de stanță, la toamnă de vedere. Ești repetent. Nu o să știu astea cum ar aparte. Vine, 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 explică-ne ce... Nu știi fața comisiei, vine, zică, ce faci? Ce cadru ăsta, ce avantaje are ăsta față de altul, sau dezavantaje, sau de-astea?
E ieftină. Cadru sau bicicletă? Bicicletă. Bicicleta e ieftină, ok. De ce e ieftină? De ce e... Dacă e ieftin și bun. Dacă e ieftin și bun, că nu e neapărat că e ieftin, e prost. Ai văzut că spică câte o de-aia care e bobo, care e ieftin. Cum am luat noi astea de 130 de lei, de exemplu, când Bogdan. Dar spică, ca lumea, nu ce vă s-au unei să dițin că pa. Nu știe doar să distrugă, nu știe să prezea. Știe să dea pe aia în grăb, să vină cu furca în mână. Da. Ce furcă? Ce curs are furca aia? Ce diametru? Trebuie să știm, mă. Ce-i venit aici acolo? Eu doar am vrut la rățile. Ne pregătim la toamnă. La toamnă, tată, ești repetent acum, pe vară. Hai și toată vara să repeți. Fac, ca lumea. Ia să vedem. Eu am vrut la rățile. Auță, ieși. Nu ești bun de nimic. Nu l-am dat. Să nu trebuie cu acolo de rău. Dar materia mea nu-l dat. Să auzi, repetă. Asta, da, zi, Mitică, hai că te-ai oprit acum, pac, în cadru. Foc, zi. Ce? Salutare. Salut, Mitică. Eu sunt. Virează ghidonul la 90 de grade. Mai bine fă de chiftea, mă prea liniștit și nu mai mă întrerup. Eu iau chiftea, mănânc jos. Ei, cu pâine și oronțe ca un câine, da, hai, vină de măsea. Că ești mai apă, ești mai câștigat, Bogdan. O cert acolo și să fac greu. Nu, noi suntem, spre exemplu, o luăm de la început, Michelița. Așa. Suntem juriu, cum s-ar spune, înțelegi? Dacă tot ești cu bicicletă, încep. Să încep, adică. Fac. Cadă. Bună ziua! Bine ați venit la review acestei biciclete. Numele meu, Bogdan, e nemulțumit. Nemulțumit. Eu nu vreau să văd. Atunci ce să văd? Oh, yeah.